TikTok-ul a devenit subiect de dispută între părinți și copii după ce pe platformă a apărut un utilizator influent care instigă la abandon școlar. Așa că polițiștii au început să-i verifice pe creatorii de conținut. Părinții dau vina pe platformă și pe dascălii care nu îi învață pe copii să filtreze informațiile. În schimb, președintele Federației Naționale a Părinților, Iulian Cristache, este mai realist. El spune că aceste lucruri țin și de propria ogradă. Noi în această situație vorbim de un efect, cauza o reprezintă subfinanțarea din ultimii 20 de ani la nivelul sistemului educațional. Cred că ar trebui să ne uităm un pic și în curțile noastre, acolo unde vorbim despre rolul pe care trebuie să-l avem noi ca familie în relația cu proprii copii. Totuși, problemele sunt mult mai multe. Părinții, de exemplu, stau foarte mult timp la serviciu și pe lângă asta, mulți dintre ei nu găsesc subiecte comune de discuție cu adolescenții. Ionela Luciu de la Asociația Parentis vine cu câteva soluții. Poate primul pas ar fi ca deliberat, în ciuda faptului că îți este foarte greu când găsești subiecte comune, să spui: puiule, uite care e treaba. De azi înainte am nevoie ca 10 minute pe zi, nu contează ce, pur și simplu să stai aici lângă mine și să-mi spui ce te interesează. Nu te judec, nu-ți spun că nu e voie, nu-ți spun că e o prostie ce ai gândit.